Bine ați venit la nou episod de vlog. Ne aflăm la Metrorex și astăzi facem un antrenament de umeri. Începem cu ridicări laterale la un aparat pe care nu știu dacă l-ați mai văzut prin sel. Îmi place foarte mult pentru că descrie un arc de cerc destul de interesant. Aici avem oportunitatea să fixăm aparatul ca să nu plece de sub noi, că în momentul în care nu am pune piciorul pe suport, e posibil să-l împingem în perete sau să-l mișcăm stânga-dreapta. Dar până una alta e unul dintre aparatele noi, aparatele diferite pe care nu prea le găsiți în alte părți și mi-e place foarte mult. Prima și prima dată l-am lucrat acum vreo 17 ani aici. Deci, haideți să îi dăm. Am lucrat cu niște discuri ce au o greutate străină mie, nu știu exact, 15-20. Nu înseamnă că dacă o să zicem 15, înseamnă că am făcut 15, pentru că eu am prins mânerul de aici și ca 15 kg de aici să coincidă cu 15 de aici, 15 de aici ar trebui să se afle aici. Și cum nu se afla aici și se afla aici, nu sunt 15 kg reale. Un exercițiu destul de solicitant și de interesant, uitați câți urmeți. Avem unul aici care permite mișcarea asta stânga-dreapta și rulmenții ăștia care permit mișcarea sus-jos. Da, de asta am spus că e un exercițiu interesant. Câteodată obișnuia să fac și trapez la el, la modul ăsta. Partea de umăr posterior și median de trapez. Pentru că trapezul, partea asta pe care o vedeți și o antrenează toată lumea, se antrenează cu ridicarea asta normală. După care, pe măsură ce te apleci și faci tot ridicarea asta, cobori stimulul mai mult către trapezul median, unde aici ar fi o mișcare pură de trapez median, și ridicările în formă de Y, Y-raises se numesc, unde reușim să selectăm și fibrele care sunt dispuse dinspre interior jos, înspre exterior sus. Deci, trapez superior, median, inferior. Și bineînțeles că nu vorbim aici de 100% superior, 100% median, 100% inferior. Este un spectru, reușim să îl izolăm, să zicem, să îl angrenăm în mișcare mai mult datorită acestor poziții diferite ale brațelor. Bun, a fost o serie cu vreo 12 repetări. La umeri nu prea îmi place să fac cu greutăți mari, decât doar dacă simt, dacă sunt super încălzit, dacă nu mă doare nimic. Vreau să mai fac o serie așa și reevaluăm, vedem ce se poate face. Vreo 15 bune și vreo 2-3. Mai semi. Bun, mai punem un disc de 2,5 sau 5 și mai facem o serie, nu știu dacă va fi ultima. Mă face foarte mult mișcarea asta direcționată a aparatului. Obișnuiesc să fac fie cabluri, fie ridicări laterale cu gantere, ca noi toți de altfel. Și e interesant din când în când să găsești un aparat cu o cursă diferită. L-am stors, n-a rămas nimic din el acolo, deci e așa, e ca o rufă
pe care ai stors-o și poți să o iei pe tine că e uscată. Deci, ăsta a fost primul exercițiu din antrenamentul de azi. Nu uitați că, deși un vlog separat, eu am făcut astăzi și piept și sunt ușor stors. Apropo de chestia asta, vreau să vă explic ceva ce ține de rezervele de glicogen din mușchi. Într-adevăr, dacă nu mănânci carbo înainte de antrenament sau nu te antrenezi în a doua parte a zilei unde ai avut deja niște mese care au conținut și carbo, nu înseamnă că nu există un detriment al performanței până în momentul în care ajungi la zero glicogen. Nu așa funcționează. E o chestie mult mai complexă acolo. Vorbim de stocarea de carbohidrat în ficat, în sânge, în mușchi, în anumite fibre ale unor mușchi. Sunt niște chestii mult mai tehnice pe unele dintre ele și dacă reușesc să le memorez, atât când nu dau examen din ele, le uit în câteva zile. Și ce pot să vă spun este că performanța scade la un moment dat. Dacă ai pierdut, să zicem, 20-30% din glicogenul din mușchi, performanța va scădea. Nu înseamnă că trebuie să pierzi tot glicogenul din mușchi, așa că trebuie să țineți cont cumva și de chestia asta, în funcție de antrenamente. Cât de lungi sunt, cât de multe serii, cât de mult volum ați făcut, ce alte activități mai aveți. Adică, în funcție de prioritatea și de scopul pe care îl aveți, trebuie să știți să jonglați și cu carbo intra-workout. Eu de obicei nu folosesc, dar dacă aș fi în locul vostru și aș vrea să pun masă musculară și aș avea antrenamente de volum, aș folosi 20-30 de grame intra-workout. Fie că vorbim de dextroză, maltodextrină, o combinație cu fructoză, cam asta se pare că ar fi una dintre abordările eficiente, sau Vitargo, sau dextrină ciclică și așa mai departe, ați beneficia de pe urma unui carbohidrat intra-workout. Eu personal folosesc cealaltă zonă cu aminoesențial și citrulină. Citrulina e responsabilă cu pomparea, iar aminoesențial cu componenta anticatabolică, la fel și carbohidrații fac aceeași chestie. Adică este un alt substrat energetic, să zicem, ca și carbohidrat sau anticatabolic ca și aminoacizi esențiali, încât să nu pierzi din masa ta musculară în timpul antrenamentului atât de mult. Există un catabolism muscular? Există. Dar haideți să încercăm să-l facem cât mai mic posibil, de asta există abordarea asta cu intra-workout. Mergem mai departe la un exercițiu de împins. Haideți să vă arăt. Avem un aparat destul de diferit. Putem pune discurile aici, 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 sau două din trei, sau toate trei, sau le puneți unde vreți voi, cum vreți voi. Este o mișcare mai pe vechi. Conceptul ăsta este foarte nou, de a împinge dinaintea corpului, de a ține brațul în plan scapular sau spre înainte. Toate împinsurile până acum, să zic, 5 ani, se făceau undeva la nivelul umerilor, la fel și tracțiunile, se făceau la ceafă. Chestiile astea și-au pierdut foarte mult din popularitate din motive concrete, pentru că spui umerii într-o poziție nefavorabilă. Deci, toate aparatele vechi de împins sunt pe stilul ăsta. Hai să vedem cam cum ar arăta mișcarea asta. Nu este foarte deranjant, dar nu este nici cel mai comod din lume. Oricum prefer mișcarea asta față de unele aparate care au o distanță mare între mânerul ăsta. Nici nu vine în față, vine undeva depărtat. Aici împinge așa, nu e nici un împins pentru piept, e un împins deasupra capului, dar brațul foarte departe și fac referire, bineînțeles, la aparatele de la Technogym. Mutăm discurile de asta aici. Având în vedere că le-am pus pe partea de sus, va fi mai multă tensiune pe a doua parte a mișcării, pe partea de contracție, ceea ce înseamnă că voi pune destul de multă tensiune și pe triceps. Nu e neapărat o problemă asta. Hai să vedem. Foarte dificil, pentru că am ridicat scaunul, îmi vine destul de dubios mânerul ăsta și mă obligă la o rotație internă, ceea ce poate duce la accidentări. Mi-ar fi plăcut un mâner așa aici. Din păcate, la vremea aia nu se făceau aparatele așa. Împinsurile, personal, nu mi se par niște exerciții foarte comode. E destul de greu să găsești un aparat aliniat cu biomecanica ta, contează foarte mult înălțimea, contează foarte mult cursa pe care o ai, lungimea segmentelor, cât de bine ai făcut el. Am găsit foarte puține aparate de împins care să mi se pară mie comode. Acum poate e o problema mea, posibil. Poate e o problema lor, posibil. Până una alta, hai să mutăm discurile mai jos și să vedem dacă simțim vreo diferență.
Foarte dificil. Mi se pare că te lasă brusc. Mi se pare că eșuezi fără să distrugi umerii la per total. Nu știu să vă explic chestia asta. Așa am simțit dintotdeauna, nu e unul dintre exercițiile mele preferate, ba din contră. Din totalitatea aparatelor de la Metrorex, ăsta probabil îmi place cel mai puțin, doar că vreau să vi-l arăt vouă și să-mi reconfirm mie feedback-ul de mai înainte. Bun, ultima serie. Nu mai vreau să prelungesc agonia. Aș vrea să fac măcar 5, deci au fost 12, 8. Hai să vedem. Vreo 4 au fost bune. Ăsta e adevăr. Da. Ăsta e unul dintre exercițiile care, dacă m-aș antrena la Metrorex în mod normal, nu ar face parte din rotația mea de exerciții preferate. Clar. Nu-mi place. Nu-mi place deloc. Mergem mai departe și facem un face pull la capăt. Hai să o improvizăm și pe asta. Îl agățăm direct aici. Având în vedere că funia este mai lungă decât una normală, respectiv una din asta, mi se pare mult mai confortabilă. Vom pune niște greutate aici, pentru că e foarte ușor. De repetări. Factorul limitator la exercițiul ăsta este priza pe sol, pentru că dacă pui o greutate foarte mare, vei aluneca, te va atrage, așa că ori să fii un partener care să spună frână, dacă ați văzut vlogurile mele mai vechi, că făceam cu Alex tot aici la Metrorex pullover, unde puneam greutate chiar mai mare de atât, sau face pull, ne puneam frână, picior, nu e altuia, pentru că altfel te trage. Deci am făcut 20 de repetări cât am putut de bine, cu negativ, cu toate cele, dar dacă aș fi avut o frână, aș fi putut face cu mai mult. Hai să încerc să mai pun un 5. Mă simt binișor. Deci am făcut laterale, am făcut împins deasupra capului. Umărul anterior oricum era ambulant de la tot ce am făcut pentru piept. Ridicări laterale le-am dus și pe alea cât am putut de departe. Iar acum, umărul posterior, dacă reușesc să duc seria asta la epuizare, aș mai face ceva finisher. Aș mai face un ramas vertical, unde aș reuși să distrug toate trei capetele. Hai să încercăm, hai să vedem dacă mă trage chestia asta. După cum vedeți, trial and error. Nimeni n-are toate răspunsurile. Ce faci dacă te duci într-o sală unde n-ai memorat toate greutățile, toate cursele, toate profilele de rezistență? Ce faci? Păi asta faci. Există niște serii de sacrificiu ca să înveți, să reglezi stilul. E important ca toate diabolourile sau gloanțele să fie grupate, să fie apropiate unul de altul. Nu neapărat să fie bullseye din prima. Cu timpul reglezi stilul, așa și cu noi. Nu știm, învățăm, nu e nicio problemă. Ai serii de sacrificiu. Asta e. Poate seria asta va fi degeaba, poate să dau kicks cu ea. Asta e, am încercat. Uite,
Ați văzut? Așa se face. Doar că s-a dus posteriorul, s-a dus și antebrațele. Acum chiar simt că s-a băbuit. Mi se pare că am un raft aici pe umeri unde poți să pui o oală cu linte și să stea. Bun, acum facem niște ramat vertical. Cam asta ar fi finisherul. Am distrus umerii, am distrus pieptul. Dacă te antrenezi tare, ai nevoie de destul de puțin volum. N-ai nevoie de mult volum. Dar ideea e că trebuie să te duci în zona aia de epuizare. Pentru că volumul și intensitatea sunt invers proporționale. Nu sunt direct proporționale. Puțin volum, puțină intensitate. Asta e încălzire. Mult volum, cu multă intensitate, ăsta e supraantrenament. Teoretic, că practic, dacă te antrenezi intens, nu poți să te antrenezi mult. Cine se antrenează mult nu se antrenează intens. Cine se antrenează foarte intens n-are cum să se antreneze mult. Sunt în relație inversă. Și să vorbești în pauză, după ce te-ai gâfâi la serie, nu e un lucru ușor. Hai să mergem să facem niște ramat vertical. E grea. Nu știu dacă înțelegeți. Discurile astea, ăsta are vreo 10 și ăsta are vreo 17 sau 15, ceva de genul. Sunt mult mai grele decât ați crede. Ăștia sunt bureții cuiva care țin loc de mănuși. Am avut și eu inițial, când m-am apucat în 2001, cu 21 de ani, într-o seară asemănătoare. Pentru mine e foarte nostalgic să vin aici. Uitați-vă cum au fost reparate băncile astea. E o bucată mare de istorie aici. Și noi ce iubim chestia asta cu adevărat, revenim de fiecare dată cu drag. Și lucrurile sunt neschimbate. Venim aici ca într-un muzeu. Probabil peste 10, 20, 30, 50, 100 de ani, vlogurile mele vor fi una dintre singurele, puținele, unicele mărturii ale începutului acestui sport la noi în țară. Pentru că e una dintre cele mai vechi săli, multe vor fi închise până atunci și nimeni n-a filmat, nimeni nu le-a pozat, nu o să găsiți materiale cu ele, dar mă bucur mult că reușesc să fac o chestie de-asta istorică, sunt absolut convins că așa vor sta lucrurile. Pionierat, practic, în așa ceva. Da, mergem mai departe. V-am arătat ramat vertical cu bara. Apropo, umărul median face mișcarea asta, face și mișcarea asta, ajută pe un spectru la ridicarea brațului, la flexarea brațului, în plan scapular, spre înainte, în plan frontal. Asta e plan frontal, planul frunții. Și deci, dacă mișcarea asta este menită să selecteze fibrele mediane ale umărului și mișcarea asta, ramatul ăsta face aceeași mișcare, selectează aceleași fibre. Deși multă lume nu știu care conceptul ăsta, dar ramatul frontal, ramatul vertical, este frontal că se află în plan frontal. Nu pentru că vii cu el în față.
Că mișcarea e tot asta. Ramatul vertical este o ridicare laterală, practic. Este diferența între fluturare și împins. Avem ridicare laterală și ramat vertical. E practic aceeași mișcare. Am văzut niște oameni care s-au supărat foarte tare. Foarte tare. Îmi pare rău. N-am formulat eu anatomia corpului, eu doar vă descriu. Haideți! Foarte mult bara asta. După cum vedeți, chiripetele este foarte lung, ceea ce înseamnă că trebuie să vin mai în spate. Ceea ce înseamnă că dacă sunt în spate și vreau să ridic cât mai mult pe vertical, înseamnă că trebuie să mă las în spate. Pentru că dacă chiripetele vine de acolo și eu rămân drept, devine cumva un face pull. Și n-aș vrea să vină, așa că mă adaptez eu, mă las un pic spre înapoi. Dar vreau să vă zic că se simte atât de bine și într-adevăr, pentru că vine cumva ușor din față, sus spate, selectez cumva și posterior. Dar e vreo problemă, nu l-am lucrat la exercițiul precedent, mai băgăm niște greutate. Se simte extrem de bine, n-am cuvinte să vă zic. Unele cabluri chiar merg foarte bine, asta arată rudimentar, arată ca și cum familia Flintstone s-a antrenat aici, dar n-are nicio importanță. Important e să-ți faci treaba, e doar o unealtă ca oricare alta, indiferent dacă e nichelat, cromat, ce băncuță are, cum arată, ce firmă, cât a costat. Nu, e o unealtă ca oricare alta. Aș putea să scurtez un pic cursa. Dacă aș alege o bară normală, aș scurta-o cu atât. Mă interesează nu foarte tare. Îmi place extrem de mult bara asta. Deci, mă las un pic spre spate. Dacă mă las așa, devine ramat vertical. Asta a fost. Mi se pare. Că sunt extrem de pompat. Nu prea mai fi nimic de făcut. Au fost vreo 6-7 serii la piept, date tare. Aici au fost 2. Astea cam toate au fost 3 tari. Face pull-ul, să zic una tare, aici amândouă au fost destul de tare date, deci s-au adunat multe serii. Și pe măsură ce faci mai multe serii într-un antrenament, calitatea lor va scădea spre finalul antrenamentului. Contează nu doar timpul, că te-ai antrenat 40 de minute, 50 de minute, câte serii ai făcut, cât de lungă a fost pauza dintre serii. La un moment dat începi să pierzi niște procent, adică să zicem după 4-5 serii, seria 6 e 95% eficientă față de primele serii când erai odihnit. După aia 87%, 82%, să zicem așa, și la final ajungi să faci junk volume, adică volum nefolositor. Contracțiile nu mai sunt la fel de eficiente, sistemul nervos central e prăjit,
și doar spui ambiția degeaba, nu reușești să scoți mult din antrenament. Așa că relația asta de intensitate-volum trebuie să țineți întotdeauna cont de ea, pentru că e de aur și nu o puteți faulta. Bun, apropo, echipamentul meu de la Jim Beam, avem short, mărimea L, khaki, până și șosetele sunt de la Jim Beam. Îmi plac astea pentru că sunt peste călcâi în mod normal, dacă vrei, dacă nu, nu. Mergem mai departe cu maiou cut off, este și pe gri și pe negru, ăsta este mărimea M, 1.66 înălțime, 82 de kilograme, destul de lung, după cum vedeți. Și da, shortul costă vreo 60 de lei, tricou vreo 60 de lei, șosetele vreo 40 de lei la 3 perechi. Ăsta a fost antrenamentul pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit educativ, instructiv și folositor. Iar dacă da, nu uitați să dați un subscribe, un like, un comment, un share, activați notificările. Pentru suplimente, echipamente și accesorii de la Jim Beam aveți cod de reducere MARI5 și link-uri în descriere. Transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei, costă doar 9 lei. Transportul la comenzi de sub 150 de lei, puteți plăti atât ramburs cât și cu cardul, iar livrarea se face în 24 de ore. Pentru produsele de îngrijire pe care le folosesc și le recomand, downloadați aplicația Magic Salon. Împreună cu saloanele Magic am reușit să organizăm o selecție de produse cosmetice și de îngrijire vegane și netestate pe animale, care se găsesc în aplicația lor, în secțiunea produse pentru el și ea, sub categoria Marius Recomandă. Profitați și de serviciul unic în România, Magic Oriunde, ce vă oferă toate serviciile de salon la voi acasă. Găsiți detaliile și tarifele în aplicație. Iar din restul de vloguri făcute de mine, YouTube consider că pe acestea două le-ați găsit interesante. Haideți să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Vă salut! Baftă! Bum!